și a Sfântului Duh. Amin. Părinte Avrame, trimite pe cineva în casa fraților mei sau a tatălui meu și vestește-le ce pătimesc eu aici. Iar răspunsul fundamental pentru întreaga suflare ortodoxă și pentru tot creștinismul universal este acesta. Au pe Moise și pe proroci. Dacă nu crede în ei și de-ar învia cineva din morți, tot nu ar crede. Și dacă ne uităm atenți în jurul nostru, după 50 de ani de ateism dialectic și după 2000 de ani de creștinism, încă întâlnim frecvent această expresie. Da, a venit cineva din morți și știe ce e acolo. Dar cine a înviat de acolo să spună cum e? Dumnezeu știe. E, parcă cine știe ce s-a întâmplat acolo sau cine mai știe ce este cu mortul. Deci sunt frazele celebre și eterne care sunt murmurate de mintea credincioșilor care încă nu cred în Dumnezeu și în înviere. Iar Apostolul Pavel a spus așa: dacă Hristos nu ar fi înviat, credința noastră ar fi fost zadarnică. Mie nu mi-este a mă lăuda decât în crucea Domnului. Dar dacă Hristos a înviat, și noi vom învia. Deci astăzi, în Evanghelia bogatului nemilostiv, și aici o să vedeți că acum se interpun mai multe probleme. De obicei suntem tentați sau obișnuim să ne oprim doar la situația problemei în sine sau a parabolei în sine. Mai întâi trebuie să ținem cont de două lucruri. Parcă vrând nevrând ne apropiem de postul Crăciunului, deci începe să rânduiască biserica o nouă etapă de nevoință. Ne apropiem de iarnă, cum se spune, deci este vremea când putem sta mai mult cu cartea în mână și nopțile sunt mai lungi. Bineînțeles, orele de muncă sunt aceleași, dar probabil fiind ziua mare, te rătăcești în cele lumești, dar fiind întuneric, vii acasă. Avem mai mult timp de meditație, avem mai mult timp de formare duhovnicească. Și ce înseamnă formarea duhovnicească? Să-ți hrănești trupul cu hrană, să-ți hrănești sufletul cu rugăciune, și să-ți hrănești mintea cu citire. Și este momentul acesta în care trebuie să-i dăm minții lucrarea ei. Un alt lucru pe care o să-l vedeți de-a lungul Evanghelilor care vor urma, de acum tot bogați vom întâlni. De ce i-o fi pus Dumnezeu așa unul lângă altul, dar fiecare cu măsuri diferite? Astăzi avem un bogat ateu. Când folosesc termenul de ateu, biserica i-a spus nemilostiv în Evanghelie. Dumnezeu este milă. Deci este primul atribut divin prin care Dumnezeu ne-a mântuit pe noi oamenii și ne-a făcut chipul icoanei sale și ne-a făcut una cu El prin har. Deci în momentul în care nu ai milă, nu te asameni cu Dumnezeu. Și cineva va spune, dar de ce neapărat că sunt atâtea virtuți? Nici una nu are treabă cu mila. Mila este singura virtute care trece pe la tronul dumnezeirii. Dacă ai postit, nimic n-ai dobândit și dracul nu mănâncă. Dacă ai privegheat, nimic n-ai folosit și satana nu doarme niciodată. Dacă ai bătut mătănii, poți să bați câte vrei, pe Dumnezeu nu-L interesează sportul. Deci, metania înseamnă transformarea lăuntrică a omului deșert în om duhovnicesc, a omului pământesc în om sufletesc. Dar în clipa în care ai făcut milă, ai împlinit porunca lui Dumnezeu. Și aceasta o știți voi de la Sfântul Maslu. Nu ne vedem prea des la Sfântul Maslu, în fiecare miercuri. Spune așa: cele ce sunt înscrise în lege, cum citești? Și după ce înșiră acela legea, să iubești pe aproapele, ca pe tine însuți,
și pe Domnul Dumnezeu din toată inima, din tot cugetul și din tot sufletul, Mântuitorul îi răspunde, mergi și fă și tu asemenea, fă aceasta și vei fi viu. Deci, vedeți? Cea mai înaltă poruncă din lege, deci este iubirea, iar iubirea este legată de compasiune și de milă. Deci în momentul de față, bogatul acesta este ateu pentru că nu are milă. Este fără Dumnezeu pentru că nu are chipul icoanei lui. Deci nu are mila. Din milă ne-a izbăvit de diavol, din milă l-a răstihnit pe fiul său și l-a dat la moarte pe cruce, din milă și-a țintit ochii asupra lumii, din milă a trimis proroci, din milă a trimis profeți, din milă a lăsat sfinți părinți, din milă a lăsat sfinte moaște, din milă ne-a lăsat Harul Duhului Sfânt, din milă a venit și s-a botezat în Iordan, din milă a venit și s-a întrupat din Fecioara Maria. Nu pentru că meritam noi, din milă. Și așa și spunem în psalm, milă voiesc și nu jertfă. Așa spune și în Evanghelie. Și dacă ne uităm, vom vedea că în postul mare, înainte de a intra în postul mare, iarăși întâlnim trei evanghelii legate de aceeași milă. Întâi un fariseu îngânfat și plin de sine, care le știe pe toate și le face pe toate, dar un vameșticălos acolo, milostiv fii mie păcătosul. Întâlnim un fiu risipitor care își face de cap să scălâmbă în mintea lui și în rațiunea lui și în înălțimea cugetării lui și crede că tot ce are omul e de la el, dar la un moment dat se trezește singur, gol și spune mă voi ridica și mă voi duce la tatăl și voi spune că am greșit și îi se acordă milă și nu în cele din urmă, o duminică înfricoșatei judecăți unde Mântuitorul nu mai vorbește de milă, ci vorbește de adâncul milei, milostivirea. Flămând am fost și mi-ai dat să mănânc, gol și m-ai îmbrăcat, însetat și m-ai adăpat, bolnav și m-ai cercetat și așa mai departe. Și aceea, plin de sine, ca bogatul nemilostiv de astăzi, vin și strigă cât pot, dar unde te-am întâlnit noi pe tine? Când ne-ai cerut și nu ți-am dat? Și Mântuitorul le răspunde scurt și cu efect, întrucât n-ați făcut celor mai mici, mie nu mi-ați făcut. Deci iată-ne în fața aceleași parusii. Aceea este parusia devenirea Mântuitorului Iisus Hristos, când va judeca cu slavă vii și morții. Și aici suntem la o altă latură a teologiei ortodoxe universale, numită și eschatologia particulară, că mai este și una universală, ce se întâmplă cu sufletul după 40 de zile. Și iată-ne în fața două tablouri deopotrivă. Lumea, adică noi, cei care vorbim azi și ne uităm unii la alții. Și viața de dincolo. Viața de dincolo în două ipostase, ca și lumea de aici în două ipostase. Aici avem un bolnav plin de bube care îl mai lin câinii, pe nume Lazar. Așa i-a dat numele. Deci așa l-o fi chemat într-adevăr pe bolnavul de atunci când Mântuitorul a spus pildă. Dar alături avem și un bogat nemilostiv. Deci avem lumea mondenă, cum se spune, care dă baluri de caritate și muritorii de foame care fac meeting. Acum, în momentul de față, și Evanghelia de astăzi are la rândul ei o succesiune de bogați. Aici avem unul sătul, plin, giftuit ca o căpușă. Indiferent de funcție, poate fi și parlamentar la nevoie, dar e bogat. Urmează într-o altă evanghelie un alt bogat, mai nebun ca ăsta. Dar nu spun eu, spune Evanghelia. Nebune, în noaptea aceasta se va lua sufletul de la tine. Cele care le-ai strâns și le-ai adunat, cui vor rămâne? Deci încă o dată întrebarea, de ce aduni omule? Și de ce agonisești lucruri inutile? Spune Evanghelia că furul o poate fura, rugina o poate mânca, molea o poate măcina, adică strica, și nu te-ai ales cu nimic, ci adună-ți comoară în cer unde furul nu o poate fura, molea nu o poate mânca și rugina nu o poate rugini, nu o poate strica. Și aici cineva va spune, iar milostenia, iar milostenia. Dacă un sărac din oamenii de rând, cei care alcătuiesc creștinătatea noastră românească, în fiecare zi ar da o jumătate de pâine, din pâinea pe care o mănâncă de pomană,
Dar celui care merită, și aici nu facem teoria săracului, săracii sunt chipul lui Dumnezeu, nu borfașii și golanii. Deci noi ne-am mântuit foarte ușor și mila lui Dumnezeu ar veni peste noi din plin. Dar iată că și bogatul acela despre care vom vorbi la vremea cuvenită n-a dat de pomană, ci și-a mărit hambarele. Iar după acești bogați, o să vedeți că o să mai urmeze un bogat, dar acesta plin de duh, bun învățător, ce să fac să moștenesc viața de veci? Și Mântuitorul îi spune să-ți lași tot ce ai și să-mi urmezi mie. Și s-a întors întristat la casa sa. Punându-i în ierarhia valorilor, vom vedea că ar trebui să fie invers. Primul ar trebui să fie dregătorul bogat ce vrea împărăția, al doilea să fie cel care a mărit hambarele și de-abia al treilea ăsta care a ajuns în iad. Dar Dumnezeu a rânduit în Evanghelie, care îți vor citi de acum încolo, să ia în mod invers, de la rău spre bine. De ce? Ca să vedeți că lupta noastră interioară începe de la foarte rău spre și mai rău. Deci ceea ce ni se pare nouă cel mai fin și mai mărunt lucru, la Dumnezeu e cel mai greu lucru. Pentru că, de fapt, în Evanghelia de astăzi avem un ateu sătur cu burta mare, cu purpură și vison. În celălalt bogat avem omul care strânge fără rațiune, dar Apostolul Petru spune, blestemat ce se încrede brațelor sale, că acestea m-au hrănit și m-au crescut, este în epistola Sfântului Petru. Iar al treilea se crede și sfânt deja, și sfânt deja, și cineva va zice, dar de ce afirmați lucrul ăsta? Simplu. Să nu furi, să nu curvești, să nu ucizi, să cinstești pe părinții tăi. Învățătorule, toate le-am păzit din tinerețe. Ați auzit? Toate le-am păzit din tinerețe. Deci ce rezultă de aici? Rezultă că sunt și bogați care cred că fac voia lui Dumnezeu. Și de ce spun lucrul ăsta? Și ei postesc, dar nu împart milostenie. Și ei cer iertare de păcate, dar n-au ei de alții milă. Și ei cer îndurare de la Dumnezeu, dar nu știu să o dea mai departe. Și atunci Mântuitorul i-o taie scurt. Sătul, bogat, spălat, parfumat, îngrijit, etichetat și cu tot ce trebuie, îți mai trebuie una. Lasă toate și urmează mie. Adică fii întocmai ca mine. Și aici s-a întors dregătorul, supărat la casa sa, și a spus Mântuitorul o afirmație celebră, mai degrabă bagi funia pe ac decât bogatul în împărăția lui Dumnezeu. De ce? Că e un alt cuvânt al Scripturii, unei comoara ta, acolo e și inima ta. Decât să-i scoți la bogatul leu din buzunar, mai bine îi scoți un ochi, că mai degrabă ți-l dă. Și de ce lucrul acesta? Pentru că ochii cu care vezi, nu-i prețuiești. Dar banii care îi aduni tu ca chiorul fără să gândești, îi prețuiești că te bazezi pe ei ca și cum sănătatea e a ta, ca și cum viața e a ta, ca și cum puterea e a ta și înțelepciunea de a face banii tot a ta. Nu-i tot a lui Dumnezeu. Și atunci, în ambele categorii, sau pentru ambele categorii, Mântuitorul Iisus Hristos adresează același cuvânt, dar în mod diferit. De ce mă numești bun? Bun este numai Tatăl meu din ceruri, numai Dumnezeu. Și o să vedeți că așa este. Întorcându-ne aici la cele două tablouri de unde am plecat, ca să când citiți prin Evanghelie să înțelegeți, să nu treceți așa ca gâsca prin apă, deci, întorcându-ne la cele două tablouri, avem acum ce? Moartea unui păcătos. Ce înseamnă moartea unui păcătos? Sunt și păcătoși săraci care pot să moară îngropați de primărie. Dar aici e vorba de un om care toată viața lui s-a distrat și despre care Scriptura spune așa, în Scriptură, nu agonisiți muncă nedreaptă. Deci el nu era bogat numai pentru că muncea. Era bogat pentru că era și extravagant. Deci îi plăcea să umble cu ce era mai sofisticat, dar în ciuda cărui fapt, sfidarea societății din jur.
Deci cel de lângă tine moare de foame, iar tu schimbi visonul, care e un fel de lână de la pești. Spunea tot un scriitor din ăsta care tâlcuiește Evanghelie, Teofilact. Un alt lucru. Știi că poți să mori, pentru că moartea e ceva care survine oricărui om. Dar nu te gândești la moarte. Și de ce? Spune în Iisus Sirac. Adu-ți aminte de cele de pe urma ale tale și în veac nu vei greși. Sau iarăși spune în Scriptură, omul ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori. Iar David, prorocul, care era un filozof înalt, spune și mai frumos, umbră, vis, pânză de păianjen, fum și așa mai departe. Iată că toate acestea nu l-au marcat niciodată, pentru el n-a existat cuvântul Scripturii. Dar la poarta lui stătea în permanență îngerul lui păzitor. Și cine era îngerul lui păzitor? Lazar. Veți vedea că are parte de o discuție cu el chiar în flăcările iadului. Deci ce ne apare nou în predica Mântuitorului? Iadul și raiul. De ce Mântuitorul simte nevoia să facă această exegeză despre rai și despre iad? Pentru că în vremea când Mântuitorul propovăduia, erau saducheii care nu credeau în înviere. Erau fariseii și cărturarii care erau bogați, ghiftuiți, sătui și mulțumiți și nu-i interesa cuvintele Mântuitorului, că pentru ei asta însemna să piardă sclavi, să piardă slugi, să piardă demnități umane pe care le umileau. Și atunci n-aveau nevoie de o învățătură de egalitate a Mântuitorului, cum a spus odată un idiot la televizor. Creștinismul este un comunism modern, nu e adevărat. Creștinismul este umanitate, omenie. Hristos n-a venit să aducă comunismul, ci să aducă bunul simț. Hristos a dat dovadă de bun simț. Și ca să vedeți cea mai mare normă de bun simț a Mântuitorului, se întoarce către un cretin care merita să-i dea o palmă de să ajungă pe altă planetă și îl întreabă, dacă nu sunt vinovat, de ce mă lovești? Deci iată cât bun simț. Nu l-a înjurat, nu i-a vorbit urât, n-a țipat la el. L-a întrebat frumos, dacă sunt fără de vină, de ce mă lovești? Același lucru cere Mântuitorul Iisus Hristos și în parabola de astăzi. Nu suport ca fiul al lui Dumnezeu care trăiesc pe pământ să văd două categorii de oameni, una ignoranți și alții muritori de foame. Și nu socot de cuvință ca fiul al lui Dumnezeu ca soarele care încălzește și pe unii pe alții și ploaia care udă pe unii și pe alții să nu fie o normă de echitate între cei ce trăiesc pe pământ. Și atunci a adus acel duh al omeniei și a spus în Evanghelie, cine are două haine, una să o dea. Și românii noștri, ortodoxi, creștini, au luat și ei această metodă. Cine are două zdrențe, să le dea. Deci nu haine, zdrențe. Ce nu-ți trebuie acasă, faci curat, pui în traista cerșătorului. Și știți, de multe ori v-am spus, povestea cu femeia și cu masa, cu cerșătoarea. Dar nu ăsta e momentul ei. În momentul în care a murit Lazar, deci omul lipsit de toate, ce s-a întâmplat? Au pus creștinii mână de la mână. Unul a făcut coliva, unul a făcut lumânarea, unul a făcut colacul, unul a pus lădița, sicriul și până în cele din urmă l-au îngropat. Asta este ceva normal și firesc. Avem cimitire și astea se numesc locuri de reflexie duhovnicească. Deci cine vrea cu adevărat să se încarce duhovnicește, nu vă recomand eu, ci vă recomandă chiar Sfinții Părinți. Sfântul Vasile cel Mare spune așa, cea mai mare filozofie este cugetarea la moarte. Țineți minte. Luați-vă așa când aveți câte un fum din ăsta nestăpânit în cap, de tinerețe, de vâjâială, de nebuneală, de divorț, de neînțelegeri, de neajunsuri, de certuri. Faceți o plimbare prin Petru și Pavel, prin Eternitate, prin Buna Vestire, prin Sfântul Vasile și priviți ce sobre și frumoase și ce stihuri cu tâlc sunt scrise pe toate monumentele și ce poze frumoase sunt puse și ce fel de oameni au existat pe acest pământ cărora noi nu le dăm importanță. Deci noi trăim într-o imensă tablă de șah
a divinității în care astăzi cade unul și este pus altul, astăzi cade unul și este pus altul. Și noi tot ne uităm în jur și vedem, dispare ăla, dispare ăla, dar rămânem nesimțiți. Deci nu ne interesează, nu ne gândim că mâine sau poimâine noi putem fi la rând și nu mai putem exista pe acea tablă. Dar noi ne agităm, facem ca berea în sticlă. Vrem, nu ne ajunge, ne trebuie, ne zbatem, ne ucidem între noi, ne mințim, ne batjocorim, ne scârboșim. Ei, dar uităm că la toate acestea sunt locurile de reflecție. Așa spune, zice, locul unde cocoșii nu cântă și câinii nu latră niciodată. De ce? Pentru că este satul celor adormiți. Ei acolo dorm în pace. Dar dorm în pace cum? Dacă au murit în pace. Ce spune despre Lazar Evanghelia? Și murind Lazar, a fost dus în sânul lui Avram. Până aici e totul bine. Cine este Avram? Un patriarh al Vechiului Testament, plăcut lui Dumnezeu, celui care Dumnezeu i-a dat făgăduință și pe speța sau linia genealogică a lui a ieșit tot poporul lui Israel și cele 12 seminții a lui Iacov. Bun până aici. Dar ce rol avea și ce rost avea înainte de înviere să vorbească Dumnezeu, adică Iisus Hristos, despre rai? Ce, noi nu știm la facere că a existat un rai? Nu știm că a fost izgonit Adam și Eva din rai? Nu. Pe parcursul Vechiului Testament, pentru că moartea era veșnică și robia era a diavolului, dacă veți citi la Patriarhul Avram, spune așa: și s-a pogorât cu jale bătrânețele mele în iad. Deci supărarea că se desparte de Dumnezeu, care îi aducea jerfe, că Avram ăsta a fost un om credincios, n-a fost oricine, el a avut și oi, și turme, și bogății, și toate, dar a ospătat la masa casei sale pe cei trei tineri în chip de îngeri, simbolul Sfintei Treimi, care au venit și au pierdut în urma sfatului cu Avram Sodoma și Gomora, care n-avea niciun drept, era plină doar de ticăloși. Și Avram i-a condus până la Lot, care era de alt neam și stătea în Sodoma și Gomora, care i-a spus, ia-ți fiicele și soția și așa și suite muntele Țoar. Dar să nu te uiți înapoi, că te faci în stâncă de sare. Și într-adevăr, soția și-a adus aminte că au mai rămas bijuterii și când a întors capul, acolo a rămas. Cei care au mers pe pustiul Sinai au văzut stânca aia imensă, înaltă, parcă e un obelisc. Deci asta e simbolul femeii lui Avram, așa se aloie Lot, așa se spune că ea s-a prefăcut în stâncă la Marea Moartă. De ce lucrul ăsta? Pentru că cele două cetăți în răsăritul soarelui au fost arse cu foc și pucioasă. Iată primul semn al iadului. Mântuitorul folosește foarte des termenul de ghienă. Ghiena, care este undeva în localizată ca zonă în Ierusalim, vis-a-vis de Biserica Națiunilor în Valea Cedrilor, exact acolo unde este și mormântul lui Abesalom, sub poarta de aur, jos în marginea pârâului Ierusalimului. De ce? Acolo s-ardeau toate gunoaiele. Închide telefonul. În momentul în care a vorbit de ghienă, a vorbit nu de o ghienă trecătoare, ci de un foc nestins. Și de ce a vorbit de un foc nestins? Ca să se știe că era locul de muncă a păcătoșilor. Că așa spune Psaltirea, și-au scris numele lor pe averi, pe moșii, pe casele lor, dar casa lor este în iadul în veacul veacului și ei s-au dus ca oile de junghiere. Batjocura diavolilor. Dar nu aici vreau să mă opresc. Nu putea Dumnezeu, a cărui milostivire este nepătrunsă, neînțeleasă, neajunsă, nepricepută minții omenești, să lase drepții Vechiului Testament să sufere. Și atunci, de la legământul cu Avram, în momentul când patriarhul Avram s-a săvârșit, și probabil și până la el, dar i-a dat această titulatură datorită bunătății patriarhului Avram, a făcut latura celor vii, o latura iadului unde era întuneric, dar nu era muncă. Spune Iov că acolo lumina este întuneric de nepătruns. Lumina lui, adică lumina lui Dumnezeu. Dar totuși în acel întuneric de nepătruns, cine stătea?
stăteau prorocii Vechiului Testament, în latura celor vii, în sânul lui Avram, cum spunem noi la parastas, în latura celor vii, în sânul lui Avram, cu dreptul să-i numere, să-i odihnească și așa mai departe. Deci locul acela era păstrat ca nemuncă pentru cei din Vechiul Testament care păzeau legea lui Dumnezeu. Și atunci, în momentul când Lazar a avut această săvârșire groaznică, paralizat, bubos, jegos, râios, chinuit, flămând, lins de câini, dacă câinilor li s-a făcut milă și îl lingeau pentru puroiul bubelor și bogatului, nu i s-a stârnit un gram de compasiune. Și aici frumos spune Teofilact al Bulgariei, zice, păi cum să nu lingă câinii bubele lui Lazar când nici ei nu primeau o coajă de pâine? Deci tot de foame lingeau rănile. Deci, vedeți, tabloul este prezentat într-un mod cât se poate de grotesc, de a scoate în evidență animalicitatea umană lipsită de Dumnezeu. Și spune că a fost dus în rai, în sânul lui Avram. S-a trecut, a mai murit un om. Dar iată că a survenit imediat, nu la mult timp, și vedeți, pe temeiuri diferite, la timpuri nu exacte, moartea bogatului. Vă închipuiți ce înseamnă moartea bogatului? Ați avut ocazia. Nu știu dacă în Vechiul Testament se dădea ca acum sarmale și cozonac și colivă și așa mai departe. Dar bineînțeles că trebuia să aibă mormânt în piatră, trebuia să fie însoțit de prieteni, s-au fi rostit cuvinte din Tora, or fi venit toți să-i aducă un ultim omagiu, dar lucrurile s-au terminat la nivel pământesc. Dumnezeu venea de dincolo, de lumea Tatălui Său, din transcendent, și vedea ce se întâmplă cu bogatul nu de la suprafața pământului, ci de sub pământ înainte. Ce era acolo? Și a fost dus sufletul lui în iad și se perpelea în flăcări. Vedeți? Asta e marea taină. Deci munca păcătosului cumplită este, spune Scriptura. Și nu numai atât. Deci aici trebuie să specific două lucruri mărunte. În eschatologia particulară, adică ieșirea sufletului nostru personal, fiecare om are o cântărire a faptelor sale până la momentul încheierii contractului cu viața, încetarea biologică a inimii și plecarea sufletului la calea veșniciei. În momentul plecării sufletului în veșnicie, acesta trece prin două etape scurte. Scurt, nu intrăm în amănunte. Vede raiul ca să știe de ce s-a lipsit sau ce a dobândit, și apoi vede iadul să vadă de ce s-a păzit sau ce a dobândit. Această mustrare de cuget între bine și rău în lumea nevăzută, adică dacă deja ești păcătos și vezi raiul, îți dai seama cam ce se petrece în sufletul tău, iar dacă ești drept și vezi iadul, îți dai seama ce bucurie să petrece în sufletul tău că ai scăpat de asemenea urgie. Iată că aici lucrurile s-au inversat, Mântuitorul n-a trecut prin etapele eschatologice, cum arată Sfântul Vasile cel Nou și ucenica Teodora și alți sfinți părinți despre vămile văzduhului care au consemnat această trecere și cântărirea păcatelor din treaptă în treaptă, ci au trecut și au cântărit scurt. Săracul s-a dus la bine, bogatul s-a dus la rău, dar a arătat și de ce, fiind nemilostiv, n-avea icoana lui Dumnezeu. Însă în clipa în care a ajuns în flăcările iadului, ce tendință avea bogatul? Să privească în sus, ridicându-și ochii. De ce și-a ridicat ochii? Știa că acolo a văzut frumusețile raiului. Și iată Dumnezeu care pentru iad întunericul lumină este, că acelea sunt flăcări negre, avea părintele Cleopa o expresie extraordinară. Mamă, știți voi ce e iadul? Milioane de milioane de milioane de grade temperatură, materia se conservă, nu se topește și se miste. Avea el expresia asta foarte frumoasă. Ei, închipuiți-vă că în vâlvătaia aia de infern negru, bogatul și-a adus aminte că a trecut prin rai sufletul său până a ajunge în iad. Și-a dat să mai ridice odată ochii spre rai. Și aici Dumnezeu i-a dat imaginea mustrării de conștiință. Și aici noi trebuie să știm așa, de mă voi, spune psalmistul, de mă voi coborâ în iad de față ești, de mă voi sui în cer acolo ești, la marginea mării de vă mai sălășlui, dreapta ta mă va povățui. Deci iată plenitudinea lui Dumnezeu în toate. Deci Dumnezeu este prezent și în iad.
Și cineva va zice, dar ce caută Dumnezeu în iad? Prin sufletele care poartă chipul icoanei sale. Rațiune, nemurire și cuvânt, parte inteligibilă. Și ce făcea Dumnezeu acum în iad? Spune Ioan Maximovici în scrierile lui. Atât de cumplite sunt chinurile iadului, pe cât de cumplit a fost pofta păcătosului, care și-a dorit cu patimă să o îndeplinească pe pământ. Și cu cât el dorea să fie mai bogat și mai sătul și mai giftuit și mai onorat și mai grandoman și mai zurliu la minte, acum toate ei se răsplăteau în suchit și în mit. Și simțea povara acestei mustrări, că acolo sunt trei verbi, spune așa, e Tartarul sau iezerul de foc, e Ghiena, care are adâncime și spune acolo tot o carte a lui Zosima Pascal, Afania, cea de-a zecea muncă, locul fără Dumnezeu, este cel mai adânc fund a iadului. Păi este iezerul de gheață, spune că și așa ceva ar fi în iad, și în cele din urmă este vermele neadormit sau mustrarea conștiinței. Ei, acel al muncea acum pe bogat și în dorința lui de a ridica ochii la cer, că eu așa cred, spune și cărțile sfinte, păcătoșii când ajung în iad, se roagă și plâng. Și cine confirmă lucrul acesta? Psalmistul David în frumoasa catismă 17 din Psaltire. Râuri de lacrimi au vărsat ochii mei, că n-am păzit legea ta. Auzi ce frumos! Râuri de lacrimi au vărsat ochii mei, că n-am păzit legea ta. Dar degeaba, nu mai este pocăință după închiderea ușilor vieții. Și când a ridicat cel mai frumos tablou, vedeți această antiteză pusă la mintea omului ca să înțeleagă, l-a văzut pe Avram și în sânul lui Avram l-a văzut pe Lazar care se odihnea. Ei, închipuie-ți tu bogatul pământului, cu bani, cu vilă, cu mașină, cu piscină, cu averi, cu lux, cu Miami, cu Bahama, cu ce mai se duc ei prin Dubai, deodată prăjindu-se în iad și pe un sărăntoc ca Lazar muritor de foame cu o cămașă ruptă pe el și răpănoasă fără guler și fără manșete, care stătea în zânul lui Avram și se veselea. Invidia, răutatea, dușmănia, orgoliu, cum eu care am avut atâta să n-ajung acolo, cum eu care am făcut atâta să n-ajung acolo, mie cel mai dragi îmi sunt bogații când vin la spovedit și spun, zice, părinte, am o mare pagubă, dacă m-a ajutat să recuperez banii, uitați, dau și la biserică, trebuia să dai tu înainte când aveai, nu după ce ai pierdut, știu că toată lumea face milostenie cu ce nu are, stați liniștiți, de ce vă spun lucrul ăsta? Și el ar fi făcut acum milostenie să-și răscumpere greșeala, dar era târziu. Nu mai era vreme de pocăință. Dar totuși a îndrăznit să ridice ochii la cer, așa spune, ridicându-și ochii, și să zică, părinte Avrame. Deci, vedeți, cu câtă subtilitate, viclean și neat totuși, n-a vrut să ceară deodată milă sau îndurare. Vrea să arate cât de mult l-a prețuit el pe Lazar, dar nu l-a observat la poarta lui. Vedeți? Era atât de neînsemnat Lazar și stâlpie și gardul atât de înalt și câini atât de deși, încât l-au înconjurat pe Lazar și câinii erau vinovați că bogatul n-a văzut din foișorul lui de bogăție că un muritor de foame moare la poarta lui. Și acum îi dădea importanță. Putea să spun așa, părinte Avrame, dă-mi un strop de apă că mă perpelesc. Pe Lazar trimite el să mude gura cu un strop de apă, că rău mă perpelesc în văpaie. Și aici, înțelepciunea Duhului Sfânt este întotdeauna superioară minții noastre, același joc de cuvinte îl face și Patriarhul Avram. Fiule! Și acum o să mă întrebați de ce îi spune fiu. Avea tăierea împrejur, era iudeu, era de-a lor. Avea legământul legii cu Dumnezeu. Deci ca să-i întărească mai mult conștiința și să-i zgândere. Între noi și între voi e o mare prăpastie. Nici de la noi nu poate trece nimeni la voi, nici de la voi la noi. Deci vedeți, e clar că între întuneric și lumină e o distanță categorică. Și este un hotar categoric. Aia e dreptatea lui Dumnezeu. Dar lasă așa să fiarbă și la urmă îi dă răspunsul. Adu-ți aminte, vedeți ce frumos, trezirea conștiinței.
că tu ai luat cele bune în viață, iar Lazar le-a luat pe cele rele și acum s-a inversat, el le-a pe cele bune și tu trebuie să te chinuiești. Dar care era de fapt esența cu care Patriarhul Avram băga cuiul în rană? O întrebare pentru acasă, iadul e trecător, cum spun catolicii, purgatoriu sau e cumva veșnic? E veșnic, foc veșnic și muncă veșnică. Asta îl frământa pe bogat, nu că se prăja acolo ca peștele pe grătar, că e veșnică munca lui și îl oftica veșnicia odihnei lui Lazar, care amuna avea bube. În împărăția lui Dumnezeu toți, cum spuneți, și moare într-o stricăciune și răsare într-o slavă. Moare într-o slăbiciune și răsare într-o putere. Citiți la Apostol Sâmbăta, când dă firile celor morți. De ce lucrul acesta? Ca să-l otrăvească și mai tare. Dacă a văzut că această formulă nu ține, s-a gândit să o facă pe teologul. Un pic. Să o facă pe teologul. Și a zis, părinte Avrame, dar am 5 frați, n-ai vrea să trimiți pe cineva la ei să le vestească, adică l-a luat căința și mila de semenii săi, dar cine? Aici iarăși vine Mântuitorul Iisus Hristos și ne face o diferență foarte clară. Nu faceți bine celor ce vă întorc înapoi, nu răsplătiți celor ce de la care așteptați înapoi răsplată, nu dați în slava lumii să fiți lăudați că pierdeți plata. El tocmai de acelea fiind mâncat, același lucru îl face și în iad. Deci nu se corectează exact ca Vasile ăla care i s-a întins firul de păianjen și când s-a ajungă sus, Dumnezeu a zis, bă, dar ce face? Rup firul. Și a zis, Doamne, dar nu sunt eu de vină, uite cât s-au suit pe fir, dă-i jos, că doar mie mi l-a întins. Deci nici acolo n-avea milă. Deci deși toți se luptau să iasă din flăcări, bunătatea și mila lipseau. Și atunci a spus, stai acolo, că tot egoist ai rămas. Ei, bogatul tot egoist era și în iad, putea să spun așa, trimite oricui pe pământ un semn să n-ajungă ca mine. Nu, trimite fraților mei în casa tatălui meu, la ai mei să trimiți, mie, ai mei să se mântuiască, nu toți. Și unde avem aceasta? Întreabă învățătorul de lege pe Iisus, și cine e aproapele meu? Și la care Mântuitorul îi arată universalitatea aproapelui. Un om oarecare a căzut între tâlhari. Nu era nici levitul cu tare, nici preotul cu tare, nici arhiereul cu tare, nici negustorul cu tare, nici iudeul cu tare. Nu. Un om oarecare a căzut între tâlhari care l-au chinuit lăsându-l aproape mort. Scurt. Ăla e aproapele tău. Cine crezi că este aproapele celui căzut între tâlhari? Cel ce a făcut bine cu el. Mergi și fă-și tu asemenea. Ei, deci aproape de celui căzut între tâlhari erau frații lui, deci tot egoismul, centrismul pe noi înșine. Și atunci, Patriarhul Avram îi spune așa, au pe Moise și pe proroci, erau scrierile Vechiului Testament, dar de ce credeți că a spus lucrul acesta? Nici aceasta n-a făcut-o la întâmplare, că unii o să zică, păi da, că era legea veche. Era legea veche. Dar să nu uităm că Mântuitorul a venit la plinirea vremii. Ce înseamnă plinirea vremii? Vremea când poporul iudeu era cel mai scârnav și mai spurcat și mai depărtat de la legea cea dreaptă ce a primit ei moștenire de la Moise, Scriptura și prorocii. Deci le pervertise. Unii se duceau și se rugau în Garizim să dăduse cu samarinenii. Alții se dăduse la crescut carne de porc pe malul Gherghesei și vindeau să aibă bănuți la Teșcherea. Alții nu mai țineau poruncile decalogului. Ați văzut chiar și Susana, care era o femeie modestă, au pus moșnegii din Sinedriu ochii pe băi, pe asta o facem noi. Nu spui că ai trăit cu, nu trăiești cu noi, spunem că ai trăit cu cutare. Și Susana a spus, las-mă judeci oamenii, că Dumnezeu nu vreau. Și prorocul Daniel, insuflat de Duhul Sfânt, parcă el, dacă nu mă înșel, i-a despărțit și a zis, unde ai văzut-o pe Susana? Sus, mochin, tu unde ai văzut-o? Susalcăm. Har, în vechițelor, în rele. Să vină dreptatea lui Dumnezeu asupra voastră și săgeata celui din cer să vă pedepsească. Deci, au mințit pentru că n-au stabilit dinainte să spună o minciună comună. Asta era legea veche, era coruptă și mizerabilă, era deja distrusă, terminată, alterată, trebuia să vină Mântuitorul să restabilească. El spune, eu n-am venit să stric legea, ci să o plinesc, adică ăștia deja cele 24 de cărți a Vechiului Testament erau varză lăsate, nu mai avea nimeni grijă. Templul lui Solomon fusese fermat, deja și reconstituit de Zorobabil, o parte din cărți erau arse,
Deci iudeii erau un fel de popor sălbatic, exact ca și mânzul Asinei, cum spune Ioan Gură de Aur. Dar de ce le-a spus că au pe Moise și proroci? Întoarceți-vă la adevărul de credință al vostru, cum ni s-ar spune nouă, aveți credința ortodoxă și catehism ortodox, mergeți și căutați care e calea, adevărul și viața. Și el a spus, da, da, dacă ar învia cineva din morți, altfel ar fi. Și atunci sămânie patriarhul Avram și îi spune franc și categoric, dacă nu respectă pe Moise și pe proroci și dacă învie cineva din morți, tot nu vor crede. Și ce credeți că a făcut aici patriarhul? Cea mai mare prorocie despre poporul său la vremea de dinainte de moartea Mântuitorului. Și când a înviat Mântuitorul la miezul nopții, venind farisei și cărturari, au dat bani străjerilor și au spus, spuneți că l-au furat și va fi rătăcirea lor de pe urmă mai rea ca cea din tâi. Deci ați văzut, tot ei au găsit răspunsul la înviere. De-aia patriarhul Avram a prorocit și a arătat, ăștia sunt popor de ticăloși. Și dacă văd înviere, tot nu cred. Deci a înviat Hristos și ei tot nu au crezut. Așa și bogatul. S-a dus în iad, nu datorită faptului că nu era bun Moise și prorocii sau nu era bună legea, nu era bună conștiința din el. Deci moralitatea din el l-a dărâmat. Și de aceea v-am spus, asemănarea noastră cu icoana lui Dumnezeu este asemănarea noastră cu bunătatea lui Dumnezeu, cu mila lui Dumnezeu, cu milostivirea lui, cu omenia lui. De aceea a spus ăla Pilat, iată omul. Deci acela este modelul de om care trebuie să-l urmăm. Chipul blând și smerit al Mântuitorului Iisus Hristos, care a spus așa, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Bogatul Lazar, săracul Lazar, poate fi oricine dintre noi, că n-avem bogății materiale, dar avem bogății spirituale, credința în Dumnezeu și nădejdea, că așa spune, nu va trăi omul numai cu pâine, ci și cu cuvântul lui Dumnezeu. Și ca drept dovadă, băbuțele trăiesc din pensia lor amărâtă, mizerabilă și ticăloasă, iar nenorociții cei mari trăiesc din bani mulți și nu le ajung și tot de la cei mici vin să ia. Atunci este și legea bogatului care are de toate materiale, dar nu are nimica spiritual. Deci și-au pierdut sufletul, tocmai că s-au gândit că trebuie să agonisească bogăție nedreaptă fără Dumnezeu. Amin.